Bună ziua, doamnelor și domnilor! Au mai rămas doar 2 luni până când vom afla cum vor schimba universul jocurilor video, noile console Xbox și PlayStation. Însă, până atunci, să vedem ce se mai întâmplă cu jocul Fortnite. Creatorii de la Epic Games introduc zeci de noi personaje sau supereroi ca Thor sau Iron Man și sursele noastre spun că urmează Black Panther și Spider-Man. Însă cele 250 de milioane de jucători așteaptă cu sufletul la gură marele eveniment. Distrugătorul de lumi, Galactus, dă atacul. Și se pare că va fi epic. În timp ce jucătorii se luptă pentru un victory royal și compania Epic Games se luptă în instanțe cu giganții Apple și Google, totul a pornit de la procentul de 30% pe care Google Play și App Store îl percep, iar Epic Games a găsit o metodă în care să evite comisionul. Doar că au fost prinși, jocul a fost banat în magazinele virtuale, iar acum se bat în avocați. Pe scurt, e vorba de bani, băieți. Fortnite a avut venituri de peste 4 miliarde de dolari, 2 ani la rând, iar Google și Apple vor și ele o parte. Un judecător din California va decide cine are dreptate. Până atunci, Epic Games pierde peste 60% din jucătorii care folosesc telefoane sau tablete. Spor la joacă tuturor! Atenție, nu mai mult de 4 ore pe săptămână!